ar putea fi redenumită RSR, adică Republica Sărășistă România. Deși pare o exagerare, afirmația de mai sus este deplin justificată de realitate. Prin numeroasele sale fundații din cele peste 50 de țări, Soros a cheltuit și cheltuie de zeci de ani pe recrutare, instruire și indoctrinare a mii de operativi loiali care cu timpul ajung prin manevre oculte în poziții cheie în țările lor, de unde influențează evenimentele în funcție de planurile strategului mondial. O analiză lucidă ne dezvăluie faptul că în România sorosiștii și-au infiltrat oameni în toate instituțiile de forță, inclusiv în unele servicii secrete. În acest moment, singurul serviciu secret care pare a fi scăpat de infiltrare este SRI-ul. I came here after Ceausescu was removed. I arrived in January 1990. I think I was the first civilian plane that landed in Bucharest. There were still soldiers lined up on the street all the way in. It was a snowy day and it was still very much sort of siege conditions, but the revolution was complete. După 26 de ani, puterea ONG-urilor semănate cu generozitate în România de George Soros a ajuns foarte mare. După tragedia din colectiv, profitând de un parlament vulnerabil, soroșiștii au ajuns de-a dreptul la putere. Dacian Cioloș însuși face parte dintr-un grup de așa zis aleși, denumit Prietenii Europei, sponsorizat de George Soros, primul ministru, și-a adus în echipă oameni de aceeași extracție. Astfel s-a ajuns cu acordul unui parlament plin de vulnerabilități ca în România să conducă un guvern nelegitimat politic, dar care servește interesele Bruxellesului și ale ocultei financiare. Operațiunea de implantare a oamenilor săi în palierele puterii din România era începută de George Soros cu mult înainte. Iată ce declara în 2005. But in Romania is different. Some of them have become very powerful individuals. Monica Macovei, for instance, became the Minister of Justice. Mm-hmm. Renate Weber, presidential advisor, and Alina Mungiu runs one of the most important NGOs, the Academic Romanian Society. Through the power that these people have gained along the way, one could say that your influence increased in Romania. I think that those people stand for what they believe in. They are not my, agents. I don't actually talk to most of them, except occasionally. I have met those people and I was very impressed and very happy to see them. Puterea bursierilor Soros în justiție a crescut înzecit. Există suspiciuni exprimate de altfel public, de personaje importante ale scenei politice, că justiția ar fi infestată de influența magnatului din Manhattan. Un fel de comando soroșist în justiție. Domnul Cioloș a devenit prizonierul sectei, eu le spun secta Soros. Există o astfel de sectă? Da, există. De la Macovei până la cei care s-au acumulat. Ce înseamnă această sectă? Sunt niște oameni care au fost pregătiți de ani de zile. Dacă vă uitați în CV-urile lor,
cursuri, burse, pe aceea prin ICR-ul, prin toate celelalte, într-un spirit care nu are legătură cu România, într-un talibanism așa, și într-un spirit care nu are legătură cu democrația. De ce? Dacă vă uitați la acești oameni, toți cei care nu votează cu ei sunt, dacă cumva votează, dacă dumneavoastră ați votat USL, înseamnă că sunteți incult, corupt, luați o găleată de mălai și un gen fascist de gândire. Care... Așa au fost educați, după cum ați văzut. Dacă vedeți de la Macovei în jos la doamna Prună, vedeți vreo diferență de gândire? Totul este, toți suntem răi, cu excepția lor. România nu este stare să se conducă, trebuie să vină cineva din afară. Nu vorbim de persoana Soros, vorbim de un sistem care s-a creat în toată Europa de Est și care la noi a avut cel mai mare succes. Deși valoarea principală declarată a fundațiilor sorosiste este democrația, de fapt, unele ONG-uri instigă în mod deschis la dărâmarea Parlamentului, ales în mod democratic, prin manifestații stradale, pe motiv că alegătorii ar fi proști și parlamentarii corupți in corpore. Activați prin Facebook, adepții ideilor sorosiste acționează când este cazul ca adevărate trupe de comando. Obiectivele pe termen lung ale grupărilor pe care le reprezintă și le sponsorizează George Soros articulează o inginerie socială uriașă care vizează nici mai mult, nici mai puțin decât pregătirea viitorului luminos al Europei și a noii ordini mondiale. Pentru asta trebuie însă să dispară granițele naționale sau bisericile care s-ar putea opune marelui plan, să se realizeze și un amestec etnic propice implantării ideilor bătrânilor inițiați. Este semnificativ că George Soros este unul dintre arhitecții planului Merkel de aducere a milioane de refugiați în inima Europei. Marionetele din România, chiar dacă multe sunt de bună credință și cred că se află pe drumul cel bun, contribuie fără să vrea la realizarea marelui tablou mondial pe care cel care se crede aproape semizeu vrea să-l semneze la finalul vieții.